Salut tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip și anume clipul de shopping pe care vi l-am promis. Am cumpărat câte ceva în ultimele două luni și astăzi am de gând să vă arăt și vouă exact ce am cumpărat. Să începem cu produse de make-up, skincare și o bijuterie. Și asta pentru că sunt mai puține și mi-a mai puțin timp să vi le arăt. Știți că sunt foarte îndrăgostită de fondul de ten mineral de la Sephora. Iar eu aveam pentru iarnă fondul de ten în nuanța 10 sau 15, s-a terminat și evident m-am dus și am mai cumpărat încă un fond de ten. Acesta este în nuanța 15, este cel mai deschis pe care l-am găsit în magazin. Se potrivește, este foarte bun, minunat fond de ten, mai ales pentru un ten gras ca al meu. Acoperirea este medie și are un finish foarte natural, nu se vede pe față, acoperă eventualele imperfecțiuni, mai ales dacă folosești un corector așa cum ar fi indicat. Ce să vă zic, îmi place și tocmai de aceea este a doua oară când îl cumpăr. Apoi am cumpărat un ruj de la Maybelline și este nuanța 132 Sweet Pink. Este un roz natural, roz nude, ceva de genul. Are, aș spune că are puțin sclipici în el, dar nu este neapărat sclipici, cât sunt așa mici reflexii într-o lumină foarte puternică. Oricum este o nuanță superbă, foarte naturală, dar totuși arată oricum mai bine decât buzele naturale, pur și simplu, asta e clar. Știți cât de îndrăgostită sunt de apa micelară de la Bioderma? Dar am încercat să găsesc o variantă, să zicem, mai ieftină sau mai accesibilă tuturor. Și tocmai de aceea am încercat și apa micelară de la Gerovital și nu mi-a plăcut deloc. Mă ustura ochii de la ea. Și de data aceasta, când am fost în Carrefour, am zis să încerc apa micelară de la L'Oreal. Este pentru ten sensibil, cu o cantitate, aș zice eu, generoasă, pentru în jur de 20 de lei, 200 de mililitri. Am încercat-o ca demachiant pentru ochi și trebuie să spun că îmi place. Este foarte comparabilă cu apa de la Bioderma. Aș zice că tot cea de la Bioderma ar fi mai bună, poate. Cred că cea de la Bioderma îndepărtează machiajul puțin mai repede, dar nu pot să vă zic exact, mai ales că nu am încercat-o cu mascara waterproof. Voi face și chestia asta ca să vă dau o părere exactă. Dar până acum sunt mulțumită și oricum 20 de lei față de 50 de lei, eu zic că e bine. S-ar putea să mă certați, pentru că mi-am cumpărat niște șervețele de machiante și le-am luat doar pentru seriile în care nu am chef să stau, să mă demachiez cu cine știe ce de machiant și dischete de machiante. Și am zis că trebuie totuși să am și o soluție rapidă pentru seriile mai leneșe și le-am luat pe acestea, sunt din Carrefour, sunt de la firma Hydra Science, sunt cele pentru ten normal către mixt și trebuie să zic că sunt foarte impresionată de ele. Au fost, cred că, 5 lei, sunt 30 de șervețele aici, am folosit deja o parte din ele, dar wow! Și îndepărtează machiajul foarte bine, sunt suficient de umede, nu știu cum să vă zic, dar sunt efectiv impresionată. Eu nu cred că am mai folosit niciodată șervețele de machiante atât de bune. Am rămas fără ulei de păr, iar eu nu pot rezista fără ulei de păr, având un păr care se umflă și e creț, nu e chiar creț, e ondulat pe creț. Și mi-am cumpărat uleiul extraordinar de la L'Oreal Elsev. Mie îmi place foarte mult cam Elsev și am zis să-l încerc să văd cum se comportă, dacă părul meu arată mai frumos. Și sincer, chiar îmi place uleiul. Nu pot să zic că e extraordinar sau nu momentan, trebuie să-l folosesc mai mult timp. Dar cu siguranță îl recomand așa la prima vedere, să zic eu. Apoi am fost pe la H&M și mi-am cumpărat o brățară. Este o brățară, bine, nu e de piele, vă dați seama, dar este foarte drăguț, are chestia asta aici aurie și știți că mie îmi place negru cu auriu și îmi plac brățările de piele și arată foarte drăguț și a fost 25 de lei și cam atât. Trecem la haine! Iar în categoria haine vă voi arăta două perechi de încălțăminte. Și pe la H&M am găsit aceste cizmulițe, de fapt sunt ghetuțe, cu un toc foarte înalt, sunt înalte, credeți-mă, dar foarte frumoase, nu le-am purtat până acum niciodată, nu știu de ce, ar trebui să mă grăbesc că vine vara și nu-ți mai pot să le porci, o să nebunesc, dar îmi plac, sunt suficient de comode, pot spune, le-am încercat în magazin în jur de un sfert de oră, că nu eram sigură dacă le cumpăr sau nu fiind atât de înalte, nu mai știu exact cât au fost, că nu mai au prețul,
Dar cred că au fost în jur de 1.300.000 sau ceva de genul. Dar uitați-vă cât de drăguțe sunt, sunt superbe și elegante, dar în același timp nu foarte elegante. Le-aș purta de zi cu zi, pentru că eu port chestii de genul de zi cu zi, pentru că mie îmi plac tocurile. Apoi la New Look am găsit această pereche de sândăluțe nude, simpatice, pentru vară, suficient de elegante, dar m-am dat cu ea în nas. Dar cred că pot fi purtate și cu ceva mai neelegant, să zicem, eventual niște blugi și un tricou. Eu le-aș purta cu o pereche de blugi și un tricou. Iar acum chiar trecem la haine. Și avem așa, acest tricou de la New Look. Este un tricou din acela stilul sport, nu știu cum să vă zic. De mult mi-am dorit un tricou de genul și mereu găseam tricouri de genul pe la prețuri de 100 de lei, 80 de lei și mi se părea mult pentru un tricou. Și acum l-am găsit la prețul de 50 de lei. Și am zis că merită să-l iau. Nu-i așa? Că e drăguț? Tot de la New Look am luat un plovăraș. Știu că nu este foarte inteligent faptul că mi-am cumpărat un plovăraș când vine primăvara, dar n-am putut să rezist, pentru că este foarte pufos. Este din acela pufi-pufi. Nu știu cât vedeți voi pe cameră chestia asta. Dar e un plovăraș simplu și ce m-a atras la el este faptul că e pufos. Și mai am aici eticheta și pot să vă zic și cât a fost. Și a fost 79 de lei. Și este destul de elastic. Și e foarte pufos. Nu... Îmi imaginez, dacă port acest plovăraș și mai ia cineva în brațe, s-ar putea să îndrăgostească de mine la cât de pufoasă aș fi. Brăzița aceasta am văzut-o în H&M pe un manechin și m-am îndrăgostit de ea și n-am putut să nu o cumpăr. Este o brăziță simplă, aș spune eu, în dungulițe. Are mânecile altă culoare și aici are câteva capse, dar este foarte drăguță. Și mai știu cât a fost, în jur de 50 de lei, dar este foarte drăguță și mi-o place. A, și uitați ce am văzut acum, nu știam chestia asta. Aici are un L. Că mă place și mai mult. Pentru cine mă cunoaște, știe cât de mult îmi place culoarea turcoaz și vernil și Tiffany Blue. Și am dat peste această bluză de la Bershka, care are spatele gol, mă rog, o parte din spate gol și fundița asta la spate. Și n-am putut să rezist, adică să fim serioși, e turcoaz și e drăguță și e suficient de lejeră și subțirică și pot să port și vara în diminețile mai răcoroase. Și încă o dată zic, e turcoaz. Tot în categoria turcoaz avem și următorul plovăraș de la New Look. Acesta este mai deschis? Nu, e cam aceeași nuanță. Și este destul de grosuț. Pe acesta l-am purtat în zilele când ploua. Și la spate, asta mi se pare destul de ciudat. La spate are un fermoar și fermoarul este până jos, adică poate fi desfăcut. Cineva chiar poate să-mi desfacă plovărașul la spate. Și am mai cumpărat încă un plovăraș. Sincer, nu știu de ce mi-am cumpărat atâtea plovărașe, deși vine primăvara, dar mie îmi plac plovărașele și când o să-l vedeți acum o să vă dați seama de ce l-am cumpărat. Este de la Waikiki și uitați cât de frumos este. Da, are ștrasuri și strălucește foarte drăguț în lumină și seara, reflectoare, în cluburi și restaurante și e un fel de plovăraș rochiță și arată foarte bine. Și l-am și purtat. Și ce să mai? Nu știu cât a fost, 60 de lei? Și eu zic că merită pentru 60 de lei. De la Pull&Bear, de la reduceri, mi-am cumpărat o pereche de pantaloni scurți. Și sunt aceștia. Mi s-au părut geniali pentru vară. Sunt destul de scurtuți, dar la mare, nu știu, duminica, arată foarte drăguț. Și sunt turcoaz cu alb, cum să nu. New Look! O descoperire foarte interesantă la New Look și anume un fel de salopetuță de vară, care mi va fi foarte greu să vă arăt. Stați să vă zic și prețul, 60 de lei. Olu, chiar o să fie greu să vă arăt salopetuța asta. Dar cred că vă dați seama cam ce, sigur, trece pisica pe casă, cum să nu. Vă dați seama cam ce gen de salopetă este. Nu este din aceea foarte lungă, tip pantalon, dintr-un, mă rog, e imitație de mătase, vă dați seama că e mătase. Are și buzunarele aici și cel mai probabil va apărea într-un clip cu o ținută sau ceva pentru că arată minunat și poate fi purtat și în fiecare zi la serviciu sau la o ieșire în oraș, aș zice eu, în funcție de accesorii și încălțăminte. Și ce să mai e drăguță.
Am acești blugi de la Bershka, sunt stilul baggy, boyfriend style jeans, cu turul lăsat, lărguți, rupți. Aoleu, sunt îndrăgostită de ei, arată atât de bine și inclusiv cu tocuri și îmi place la nebunie, dacă aș putea i-aș purta în fiecare zi, asta numai în genul ăsta de pantaloni, dar am o singură pereche și totuși nu pot să port chiar în fiecare zi aceeași pereche de blugi. Dar sunt îndrăgostită și este prima oară când îmi cumpăr o pereche de blugi în stilul ăsta. Nu știu de ce mereu m-am ferit de ei, aveam senzația că nu o să-mi stea bine în ei, probabil. Dar îmi stă bine în ei și îmi place și am de gând să mai îmi cumpăr în toate culorile posibile. Încă o pereche de blugi, pentru că îmi plac foarte mult blugii. Aceștia sunt de la Pull&Bear și sunt din noua colecție de cei mai găsiți. Cred că au fost în jur de 100 de lei, cam așa. Și sunt deschiși, au câteva rupturi pe aici. Nu știu ce, îmi plac blugii cu rupturi mai nou. Și sunt simpli, skinny, arată foarte bine, pică foarte bine. Îmi place că nu se strâng jos. O problemă pe care eu în general o am cu pantalonii, fiind destul de scundă, la 1,63. Da, știu, mulți ar spune, da, eu cu 1,50, ce să mai zic. Dar mie mi se pare că sunt scundă, sunt micuță. Da, asta e. Și ultima pereche de pantaloni este o pereche de blugi foarte elastici și foarte skinny de la H&M din colecția Divided. Au fost destul de ieftine, au fost 79 de lei, cred. Cam așa, da. Și sunt închiși la culoare, simpli, arată foarte bine, sunt cu talie destul de înaltă, ceea ce îmi place. Mie îmi plac pantaloni cu talie înaltă, mi se pare că arată foarte feminin și scot în evidență formele. Și vin foarte drăguți și îmi plac. Și sunt comozi. Da, fiind elastici. Nu știu ce să vă mai zic despre o pereche de blugi. O fustiță simplă de la H&M. Bine, nu e simplă. E scurtuță, dar modelul este... Uf! Și da, este super drăguță. Îmi place, arată foarte bine, este destul de mulată. Iar cu o bluziță mai lărguță, așa mai interesantă, cred că arată super. Și cu tenici colorați. Sau tocuri, sau cizmulițe, sau ghetuțe, depinde. Foarte drăguț, a fost 40 de lei și cred că o mai găsiți în magazin, că am luat-o de curând, adică acum o săptămână. Și ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat este o geantă de la H&M, de care sunt absolut îndrăgostită. Unii dintre voi s-ar putea să faceți mișto de mine pentru că este foarte mare, dar nu m-am putut abține. Și este această geantă și uitați cât de drăguță este. Este superbă. Ia uitați. E așa că e superbă. Mie îmi place foarte mult geanta. Într-adevăr, este mare. Eu care de obicei reușesc cumva să-mi umplu geanta și să fie plină, geanta asta niciodată n-am umplut-o. Probabil că de-aia este geanta ideală pentru mine. Și cam asta este tot ce mi-am cumpărat eu în ultima perioadă. Desigur, tocmai am dat o comandă la Oro pentru un șampon și o mască. Eventual o să vă țin la curent pe Instagram când îmi apare pachetelul la poștă și o să vă arăt exact ce mi-am mai cumpărat. Și desigur, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram ca să vedeți ce mi-am cumpărat de la Oro. Și puteți să-mi puneți întrebări pe Ask FM și ne vedem desigur vineri cu un nou clip. Pa, pa!